Acum 165 de ani în urmă, Alexandru Ioan Cuza punea primele baze ale statului român. La peste un secol și jumătate distanță, jucătorii echipei FC Botoșani au ținut să transmită un călduros mesaj de la mulți ani tuturor suporterilor echipei, dar și tuturor românilor. Cu ocazia acestei zile vreau să urez la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani România, iar suporterilor vreau să le zic să fie alături de noi și în meciul cu Hermannstadt. Hai Botoșani! La mulți ani, România, hai FC Botoșani! La mulți ani, România, la mulți ani, dragi români! La mulți ani, România! După startul cu dreptul din 2024, FC Botoșani se pregătește zilele acestea pentru deplasarea din Ardeal, acolo unde se va duela cu AFC Hermannstadt. Meciul va avea fluierul de start duminică 28 ianuarie la ora 14.